Bună seara din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Fiecare dintre noi avem pasiuni. Fiecare dintre noi avem lucruri care ne poartă în viața aceasta spre a ne investi timpul și resursele materiale pe care Dumnezeu ne le dă. Și aceste pasiuni se dezvoltă pe parcursul vieții. În seara aceasta, împreună cu mine, în studio, sunt doi oameni pasionați de aproape același lucru, și anume istorie. Istoria baptistă, istoria creștinismului, cu pregădere istorie baptistă. Este vorba de pastorul Daniel Stoica de la Biserica din Putene, o biserică cu istorie și care a fost implicat în istoria cultului nostru, în special în istoria seminarului baptist, și Caius Obiadă din Statele Unite, apologet cu dorințe și cu pasiuni și pentru istorie. Corect. Mă bucur să fim împreună în seara aceasta și poate istoria nu este un lucru care cei mai mulți dintre cei care ne ascultă i-ar pasiona. Cel puțin și pentru mine trebuie să mărturisesc că atunci când am fost în seminar, în institut, nu prea mi-a plăcut istoria. Am descoperit istoria cu trecerea timpului și cumva m-am aplicat mai mult spre partea de istorie, de arheologie, după ce am realizat ce importantă este istoria în dezbaterile pe care le avem cu ceilalți din interiorul confesiunii creștine în a lămuri anumite tematici și subiecte. În seara aceasta aș vrea să plec de la izvorul pasiunii și anume de unde s-a născut această pasiune și aș vrea să plec nu cu argumentare, să discutăm cu argumente care țin de un parcurs al dumneavoastră legat de niște argumente și experiențe pe care le-ați avut, ci aș vrea să vă rog să ne explicați puțin despre istorie, istoria familiilor dumneavoastră. Cred că aici cumva găsim izvorul pasiunii și dacă ați vrea să ne spuneți ceva despre familia sau oameni care au o istorie. Sunteți amândoi oameni care au o istorie în biserică, în biserica baptistă și dacă vrei să ne spui, nu știu, Daniel, dacă vrei să începi tu. Sunt mai tânăr, poate, de istoria mea e puțin mai recentă decât a fratelui Caius. Dumnezeu a binecuvântat familia mea. Și pot să spun că avem o anumită istorie ca și familie, eu fiind a cincea generație de creștincioși baptiști. Am rămas foarte profund impresionat să văd că nu sunt primul care am îmbrățișat această credință, ci au fost și alții înaintea mea care s-au luptat pentru aceste adevăruri și au rămas credincioși lui Dumnezeu. Aș putea merge pe această ramură din partea mamei. Din partea tatălui va fi puțin diferit. Din partea mamei, străbunica mea a fost baptistă din localitatea Gostila, județul Sălaș. Este de multe ori aceste teritorii au fost împărțite ba la județul Cluj, ba la județul Sălaș. Gostila este de la Dej, puțin mergi către Baia Mare și pe dreapta este localitatea Gostila. De acolo se trag străbunicii mei din partea bunicii mele. Străbunicii mei din nou au fost baptiști. Străbunica mea a fost Oprea Susana. Străbunicii mei au fost Costea Ioan și Ana. Ei au avut o fată care o cheamă Maria, este bunica mea, actualmente Vădian, căsătorită Vădian. Mama mea a fost Lucia, născută Vădian, căsătorită Stoica. Apoi am urmat eu, a cincea spiță, a cincea generație, și apoi copilul meu este deja a șasea generație în această binecuvântare, să numesc, a unei familie de baptiști. Dacă mă duc pe latura tatălui, e mai scurtă povestea. Bunicii mei au fost creștini pe Evanghelie. Ei vin din zona Băleni, de lângă Târgoviște, zona de
sud a României. Iar tatăl meu a îmbrățișat credința baptistă la vârsta maturității, venind în Deva, s-a botezat într-o biserică baptistă. Da, interesant. Istoria, interesul meu în istorie pornește de la, din două ramuri, să spunem așa. Una din partea bunicul, din partea mamei mele, bunicul meu era foarte interesat de istorie, avea magazinul istoric, mi-aduc aminte când eram copil, mă duceam pe la și îmi plăcea să citesc, îl întrebam în anumite lucruri istorice și mi-a spus despre începuturile familiei lui, familie care provine din Piraz de la Marea Neagră, Haidarul, mai târziu tatălui bunicului meu, Haralambie Dumitru, care este unul din pionierii credinței pe Dobrogea și Ialomița, a ajuns la credință prin anii 1000, la începutul anului 1900 la Cogălnicianul. E o istorie foarte interesantă. După aceea bunicul meu a fost pastorul Dumitru Ștefan, pastorul bisericii numărul 1 din Constanța. Din partea tatălui meu, iar am o istorie interesantă, pentru că ceea ce m-a stârnit să studiez mai mult când am ajuns în America, un tata lucra în pielărie, făcea tot felul de lucruri, poșete, geci, haine, pălării, totul, că tatălui, el a fost cojocar, el a fost la 9 ani, a fost trimis la o școală de cojocărie evrească, din Făget. Și în timpurile astea, și bunicul meu, și el a fost trimis la aceeași școală de cojocărie. Și asta era o meserie a evreilor. Și nu puteau alți copii, dacă nu era evreu, nu puteai să mergi la școala asta. A fost interesant cum de a ajuns tatăl meu acolo și nu mi-am pus prea multă, nimeni nu s-a întrebat de unde este. Dar când tata a ajuns în America, s-a dus la un magazin de pielărie. Și în New York, în Manhattan, erau evrei. Ei aveau ramura asta cu pielării, cu nu știu ce. Și îl întreabă pe tata, că cum te cheamă? Obeada. Și ăla imediat în românește îi zice, tu ești evreu. Tata se uite, că nu, eu sunt baptist. Păi, neamul tău este evreu. Tata a rămas așa, că ce evreu? Noi, la noi nu s-a vorbit de așa ceva. Știi? Uh-huh. Și mi-a stârnit, e mai multă poveste, dar mi-a stârnit curiozitatea, mă, care este treaba cu, știi, cu evreii, cu nu știu ce. Și aici, de aici a început istoria mea, adică dorința mea de istorie, am început să fac investigații în partea tatălui, să aflu că au fost neași, în satul în care, de unde provin ei, a fost fabrică de oțet și de alte chestii în astea din, nu prea parfum, nu mai țin minte ce mai făceau ei acolo, și era o fabrică de evrei. Și am început să am interesul ăsta. Și când, în afară de interesul în a cunoaște istoria familiei mele, din nou amândouă părți să fac o cercetare, mi s-a dezvoltat dragostea manuscriselor biblice. Și vă spun sincer că nu este o pasiune atât de ieftină. E foarte costoasă, dar nu știu de ce am pasiunea și am început să colecționez manuscrise vechi. Cel mai vechi manuscris le-am de la 1200, Biblii de la 1500, 1600 și mai departe. Dar cam asta este dragostea mea pentru istorie, istoria baptistă din Dobrogea, în Banat. Aici sunt ramurile mele unde m-am investigat mai mult. Deci aveți o istorie și în Banat, dar aveți o istorie și în Dobrogea. Legat de istoria din Dobrogea, a spus doar despre bunicul din partea tatălui. Despre bunicii din Dobrogea, ce puteți să ne spuneți? Păi ei au fost, deci bunicul Haralambie, e o istorie interesantă, pentru că ei au venit în 1904, dacă nu știu exact acum data, dar cam în perioada aia au venit la Cogălnicianu, la podul de la Cogălnicianu, și erau trei băieți tineri din Jegălia. Și au venit la distracție. Și când au ajuns în Jegălie, au văzut un afiș acolo.
Și se uitau acolo la afișe și că ar fi auzit o voce din spate care a spus, băi, ce vă pierdeți timpul acolo? Duceți-vă la adresa asta. Bunicul și cu prietenul au auzit treaba asta, s-au uitat în spate, dar n-au, bă, cine ne-a spus? Că erau mai mulți, nu și-au dat seama că erau mai mulți, se uitau la afișul ăsta. Și hai să mergem la adresa asta. Cine a crezut că era fete, că de-aia au venit în... erau așa mai vagabonți, știi? Și au venit la Cocălnicianu, s-au dus să vadă de fete. Au crezut că acolo e o casă, ceva de fete, nu știu ce au crezut ei, știi? Și s-au dus acolo, dau bat la ușă și iese o femeie. Zică, da, zică, cu ce să vă ajut? Ăștia au rămas uimiți, zic, au dat în bâlbâite un fel și zice, păi ne-a trimis cineva aici. Știi? Femeia zice, bun, soțul meu nu e acasă, trebuie să vină în puțin scurt, intrați în casă și vorbiți cu soțul meu. Ăștia de rușine, acum ce să facă? Să ia la fugă? Ce să ia la fugă? A intrat în casă și el a așteptat pe omul ăsta. Și ca omul ăsta să fie unul care le-a predicat Evanghelia. Ăia n-a mai plecat niciunde. Au învățat să cânte niște cântări acolo, dar nu mai aduceau aminte de casa, știi? Au plecat din Cogălnicianul la ei în Jegălia și în 2 săptămâni tot satul veneau la el la Haralambie în curte, unde ăștia trei predicau Evanghelia, știi? Și nu știau cântările care nu își mai aduceau cuvinte de aminte de cântările și versetele astea și cântau Aleluia, 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 știi, numai cu Aleluia dădeau. Și atât. Și au cântat așa durat o săptămână. Erau contemporani. Erau contemporani, da. Se da, repetă da. Același cuvânt de 9 ori. De 9 ori. Și preotul din sat, zic, băi, ăștia s-au luat o razna, ceva, trebuie să facem ceva, știi? Și a chemat pe ăștia, i-a înghesuit puțin, le-a spus să se oprească, le-a spus la oameni că trebuie să se oprească cu jandarmeria. Am venit, i-am prăștiat pe toți și ăsta a fost începutul baptist în Jegălia. De acolo ei au început să se întărească în credință, nu știu ce, și bunicul a început să meargă pe sate, să ia bătaie în sate, îl prindeau, îi dădeau bătăi la tăl ca să nu poată să meargă și spune că a început să meargă în genunchi dintr-un sat în altul, că nu putea să mai meargă, mai mergea în genunchi, că nu putea să... Și asta a fost începutul din istoria baptistă în cartea lui Alexa și în același timp l-am înregistrat, pentru că suntem istorici și trebuie să înregistrăm totul, l-am înregistrat pe bunicul meu să-mi spună el textual istoria tatălui cum s-a început. Și asta este istoria pe care o am din partea lui familiei Dumitru, străbunicul Haralambie, bunicul meu Dumitru, care a fost păstorul bisericii din Constanța și care a luat cursuri fără frecvență, că nu erau cursuri fără frecvență, dar fratele Alexa se duceau în comunități să-i mai învețe pe păstori, că zice, băi, trebuie să facem niște lecții cu oamenii ăștia, că ăștia sunt păstori acum, ce facem cu ei? Și bunicul meu a ajuns să ia niște cursuri cu fratele Alexa și când a venit în America, interesant că bunicul meu a ajuns să vină în America în 95, a ajuns să se întâlnească cu profesorul lui și cu care între timp au devenit prieteni. Și asta este istoria din partea lui mama. Tendința în biserica protestantă este ca să nu punem accent pe tradiție. Să negăm puțin moștenirea istorică și probabil că atunci când o facem, o facem într-o disociere totală față de trecut. Aș vrea să vă întreb ce avantaje are cineva care are o istorie a unor oameni credincioși în spate? Sau cum a spune dumneavoastră, sau a spus zilele trecute, noi suntem pe umerii înaintașilor noștri. Ce avantaje, ce lucruri aduce această istorie în viața noastră? Cred că n-ar trebui să o punem în egalitate cu Scriptura, să facem distinție foarte clară. Dar avem oarecum o tradiție, cu alte cuvinte, avem anumite lucruri care s-au întâmplat și din care este bine să învățăm, dar nu sunt egale cu Scriptura. Ceea ce se face greșit în biserica tradițională este că ele se pun în egalitate
ele fiind de aceeași importanță. Cred că ce am făcut noi greșit, am trecut de cealaltă extremă. Am spus doar Scriptura, sola Scriptura și punct. Nu zic că nu este suficientă Scriptura pentru mântuirea noastră. Dar pentru trăirea noastră ca și creștini, de multe ori este bine să privim în urmă, ceea ce și Ieremia ne îndeamnă, priviți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, vezi ce au făcut și ceilalți. Vezi care a fost trăirea lor, învață din greșelile lor, învață din ceea ce au făcut și astfel să poți să mergi mai drept decât au mers poate ei. De aceea e foarte important și una dintre preocupările pe care le am este să notez, să scriu, pentru că cei ce citesc, nu să citească doar ca și un fapt istoric, să spună, mi-am îmbogățit mintea. Nu-mi doresc prin ceea ce se scrie, doar să ne îmbogățim noțiunile generale despre istoria baptiștilor, ci ele să ne conducă spre o conduită, spre o viață mai asemenea a trăirii lui, ceea ce Hristos a trăit. Dar din punct de vedere personal, cum te-a influențat faptul că bunica, străbunica, bunica au fost credincioase și l-au slujit pe Domnul, au fost în biserică, în ce măsură acest lucru a avut un impact în viața ta? Personal, ziceați că istoria n-a fost un lucru poate cel mai fort. Trebuie să fac o mărturisire, nici pentru mine n-a fost. Ceea ce mi-a displăcut cel mai mult a fost istoria. Cred că contează foarte mult și cine îți predă anumite materii în școală și influențează mult în viața ta lucrul acesta. Și dacă ar fi trebuit să pun într-o ordine de la 1 la 10 materiile pe care se făceau în școală, cred că istoria, dacă nu era ultima, era chiar poate penultima. Dar interesant este cum Dumnezeu scoate la iveală anumite lucruri care sunt undeva ascunse în inima noastră. E ca aurul ăla pe care îl scoți din zăcământ și când te uiți la el, nu îți dai seama că e de aur. Ceva asemănător s-a întâmplat în viața mea și referitor la familie. Poate nu m-a interesat. Mă gândesc la anii adolescenței, poate. Am zis, ce atât de important? Au fost ei pentru ei. Asta este. Acum, poate trec puțin ani și ceea ce a declanșat e o scânteie. Pentru orice pasiune trebuie să ai o scânteie undeva în viață. Ceea ce a declanșat este, a venit tatăl meu, una dintre pasiunile care le-a avut, pentru că a plecat în veșnicie, a fost lucrurile vechi și mie și lui ne plăceau lucrurile vechi. Și deseori mergeam în târgul de vechituri. Într-o zi vine cu o carte în mână și spune, Daniel, am găsit o carte. Dănuț, cum îmi zicea el. O iau cartea, mă uit, Cântările Sionului. Într-o adunările baptiste. Interesant. Cum? Că noi știm doar cântările Evangheliei. Întreb pe un frate care era dirijor în biserică. Nimic. Beznă. M-am uitat puțin în cărțile care le aveam legat de... Am crezut că ce s-o scris totul, mai ce scrie Alexa Popovici, carte care conține tot. Analizând puțin lucrurile, mi-a dat seama că noi. Lucrurile puțin stau diferit. La un click distanță, cum trăim în era asta, am căutat pe Google și am dat de un alt frate, fratele Vasile Bel, care a scris un articol legat de acest lucru. Și pot să spun că momentul în care s-a declanșat ideea aceasta de pasiune după istoria baptiștilor este când mi-am dat seama că există ceva despre care nu s-a scris. Că nu este scris totul și că trebuie cineva să continue lucrarea pe care fratele Alexa Popovici a început-o. Și vă mărturisesc că a fost momentul în care parcă am simțit din partea Domnului, fă-o tu. Ala a fost scânteia în care am început să mă interesez de cine au fost străbunicii mei, bunicii mei. Descoperind, mi-am dat seama că au fost slujitorii lui Dumnezeu. Deci oamenii în zona sensitivă au fost oamenii de început, oamenii care s-au pus la dispoziție casa lor, au slujit pe Dumnezeu, fie prin funcție de diacon, de păstori. Uimitor când ai început să sapi. Și astăzi, dacă Dumnezeu a îngăduit să fiu și eu păstor, mă simt privilegiat să fiu parte a familiei acesteia în care Dumnezeu și-a continuat prin oameni credincioși această slujire. Da.
istoria pentru a descoperi lucrurile valoroase trebuie să săpăm. Cum a fost în cazul fratelui Caius? Pentru mine, istoria are o greutate foarte mare. Eu am fost pasionat de istorie, cred că eram cel mai bun la istorie și la geografie în școală. Mi-a plăcut istoria. M-a fascinat de istorie. Pe mine m-a impresionat foarte mult istoria înaintașilor noștri. De exemplu, când am aflat de bunica mea care avea 9 ani, cum așa ceva, în Banat era o botez. Și ea știa că e botez și ea vrea să se boteze. Dar n-a spus la păstor, i-a lăsat să intre în apă, apă rece pe munte, ascunși, că era restricții. S-a aruncat în apă, s-a dus în apă la păstor, s-a îmbrăcat, și-a făcut ea așa o cămașă, nu știu ce a făcut, s-a dus în apă, s-a bucat de păstor și a spus: fetițe, ești prea tânără, du-te, că nu înțelegi nimica. Eu nu plec fără să fiu botezată, eu îl iubesc pe Hristos și eu din apă nu ies. Mă, fetiță, du-te afară. Și n-a plecat afară până nu a fost botezată. A avut așa de mare convingere că n-a plecat din apă, în apa aia înghețată. În sfârșit, sunt multe istorii în familia noastră și am observat că un alt lucru care pe mine m-a, mai ales că eram în era digitală, am început, tu Daniel ai început să scrii, eu am început să înregistrez și am trimis camere de filmat să filmeze mărturia înaintașilor noștri până nu se duc la cer, că nu-i mai aveam. Și au rămas pe YouTube, găsești mărturii evanghelice, mărturii istoriei baptiste a persoanelor care unii au plecat, alții mai sunt, și am rugat pe fiecare care are un bătrân în casă, care își amintește de neamul lui, de istoria bisericii lui, să-i înregistreze, chiar dacă e o înregistrare mai proastă, ca să rămână în istoria, să păstrăm, pentru că acesta este mărturia înaintașilor noștri. Pentru mine, mărturia înaintașilor noștri e o dovadă și o întărire a credinței mele că sunt pe o cale nu inventată, ceva nouă. Vorba aia și vinul mai vechi dă un gust mai bun. Și atunci, cel puțin ce privește înțelegerea mea și istoria credinței baptiste, îmi dovedește că sunt pe o cale pe care înaintașii mei au mers-o, n-au dat greș, au avut o convingere și am ajuns să fiu baptist, nu datorită bunicilor, ci datorită unei convingeri personale, pentru că e foarte important să faci o legătură între istorie și realitate. Că degeaba ai tu istoria și ai atâtea persoane cu o bogată poveste istorică, când de fapt pe tine ajunge să nu te afecteze absolut deloc, în sensul că nu există nicio experiență personală cu Hristos, pentru că tu devii mărturia și răspunsul rugăciunilor lor. Este un lanț pe care încerc să continui cu copiii mei și sper cu nepoți. N-am niciun nepot, dar într-o zi, cine știe, poate o să am. Dar istoria joacă un rol destul de important în viețile noastre. Daniel spunea că ceea ce a făcut click în viața lui este acea carte care nu a mai întâlnit-o și cumva lucrurile noi au stârnit curiozitatea cercetării după aspecte istorice și odată ce cercetarea a început să aibă loc, valoarea a fost descoperită în aspectele istorice. Cum ați început dumneavoastră? Pe mine, cel puțin în treaba cu Biblie, m-am dus în America, sunt multe magazine de vechituri și îmi place să mă uit și m-am dus și am văzut niște Biblii pe acolo și am rămas uimit, zic, băi, cum să fie Biblia asta pusă așa pe rapta, iurea, umiditate, nu-i prăfuită? Și l-am întrebat, zic, e de vânzare? Că eu am crezut că e ca ornament așa pe lângă bibelouri vechi și asta. Și zic, da. Și cât e? $1. $1? Da. Era o Biblie din 1840, 1860, așa ceva. Și că am luat-o. Nevastă mă zice, ce faci cu ea? Zic, nu știu. Și am început să-mi iau și acum am prea multe Biblii și am început să fiu mai selectiv, pentru că aveam prea multe Biblii din 1800 și după aia m-am dus la 1700, după aia vă zic, prea multe de lume, hai să mergem mai jos,
Mergem la 1600 și am început, am 1600, zic, băi, avem prea multe, hai la 1500, dar după aia de la 1500 în jos nu mai sunt, n-ai, nu poți să cumperi Biblie de 1400, că costă 10.000 de dolari și am început să cumpăr pagini și manuscrise din Biblii vechi. Acesta e punctul de început cumva de început, la dumneavoastră, da, în partea asta de istorie. În sensul acesta am observat că mai sunt și excepții, cum este Daniel, de obicei după ce îmbătrânești prețuiești istoria. După ce mai trece vremea, atunci ne dăm seama de ce importante au fost lucrurile înaintea noastră și istoria pe care bunica mea spunea, când te uiți la un bătrân, el este ca o carte de istorie. Da. Doar trebuie să o răsfoiești și vei găsi acolo foarte, foarte multe povești, multe întâmplări, multe, multe experiențe. Care a fost prima carte pe care ai scris-o în domeniul istoriei? Că după ce ai cercetat și ai colectat, din câte știu eu, ai început și să scrii. Da, înainte a zice ce am vrut să accentuez referitor la soție, unde o să pui, parcă deja m-am și imaginat puțin între relația pe care o am cu soția, am, de la simpla carte care e o cărticică micuță, să vă dați seama că nu m-am oprit. Am zis, măi, dacă există lucruri de găsit, eu trebuie să fiu ăla care să le găsesc. Și de la o valiză, la o cutie, la două, la trei, soția a spus, mai continui să aduci? Ideea e că de multe ori când ai o pasiune, e greu să te oprești. Mă mărturisesc, chiar dacă a fost dublur pentru multă perioadă, am spus, mai lasă că măcar două exemplare. Când am găsit-o și a treia, am zis, mă, ce să fac așa cu a treia? O pun și pe a treia. Mi-am dat seama, și aici vreau să continui acum cu scrierile, mi-am dat seama că degeaba le am, că devin egoist. Nici nu vrea să le dau la alții, pentru că am vrut să-mi fie colecția completă. Și am zis, mă, dar cu ce ajută lucrul ăsta din punct de vedere ca și creștin? Am o colecție, frumos, interesant. Poate dacă vine cineva la mine, eu arăt. Dar cu ce pot să contribui mai mult? Și atunci a venit gândul acesta, cred că e insuflat de Dumnezeu, apucă-te să scrii. Și ziceai că ești destul de tânăr. Cred că am prea mult și Dumnezeu știu că e prea mult de scris și o zic, dacă îl chem la bătrânețe nu s-a putut ce să scrie tot și o zic, hai să-l chem tânăr să aibă timp până la bătrânețe să poată să reușească să scrie. Nu știu câți ani o să-mi dea Dumnezeu, dar nădăjduiesc ca lucrul acesta, deși mărturisesc că de la prima carte pe care am scris-o, am zis, e prima și ultima. Am ajuns la a doua, am spus, cred că mi-ajung două cărți. Mulți n-au nicio carte scrisă. Am scris pe a treia. Am ajuns deja la a patra și scriu a cincea carte. Și mă mărturisesc că pofta au venit tot mai mult. Și am idei deja de cărți pe care, proiecte care aș vrea să le scriu. Și n-ar vrea să mă opresc. Prima carte, acum să ajung la ce m-ați întrebat, prima carte este Baptiștii și Marea Unire. Dorința aceasta a venit în ideea în care era anul 2018, în anii vechi. În 2018 a fost evenimentul cu Marea Unire și împreună cu fratele Vasile Bela am spus, măi, au participat sau nu au participat? Era lupta aceasta în care eram acuzați că n-am participat, am fost împotriva Unirii. M-am zis, mai să cercetăm. Nu era scris nimic. De obicei îmi plac lucrurile care se înceață. Subiectul se era în ceasă complet. Fratele Alexa Popovic nu scrisese nimic despre acest subiect. Fratele Bunaciu nu scrisese nimic despre acest subiect. Am zis, ăsta e subiectul perfect. Deși frate Vasile zicea, măi, dar o să avem informații. O să avem. Căutând, Dumnezeu ți le dă informațiile. Și vă mărturisesc, când văd că Dumnezeu îți dă datele de care ai nevoie, îmi dă seama că e o pasiune pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Nu una care mi-a dobândit-o. E una că îți place fotbalul și te uiți la meciuri. N-am nimic cu fotbalul, Doamne fer să nu creadă cineva că am ceva. Dar cred că asta e o pasiune care Dumnezeu a pus-o, nu e una care am dobândit-o prin dorința proprie. Dumneavoastră sunteți mai mult pasionat, dacă am remarcat bine, de istorie, de istoria familiei, dar și în special de documente.
de documente. Ce relație este între istorie și documente? Pentru că aici s-ar întreba cineva relația aceasta între documentele istorice, documentele vechi și... Eu am fost, sunt pasionat referitor, tu ai scris cărți. Eu am început cu totul în altă direcție. Primul lucru l-am făcut și care mi-a stârnit curiozitatea a fost în Constanța când ne-am dus să-l luăm un interviu fratelui Asiev, care a avut o istorie foarte bogată și o mărturie deosebită. Era bătrân, de-abia vorbea săracul. Și ne-am dus la el acasă și i-am făcut interviu. Nu știu ce s-a întâmplat cu interviul ăla, dar n-a fost prea mult. Dar mi-a stănit dorința de interviuri. Și după aia, când în 90 am venit în România pentru prima dată după ce am fugit, cu o cameră de aia mare de filmat pe umăr, casete din alea mari și l-am filmat. Am filmat pe bunicu, am filmat în mărturia din satul bunicilor mei. Și de atunci am început să fac înregistrări video la diferite mărturii istoriei. Și apropo, neamul meu, Obeadă, am găsit documente, după ce fratele Bel mi-a spus de cartea voastră, am găsit documente de familia Obeadă care a fost la unire la Alba Iulia. Foarte interesant. Dar în sfârșit, documentele au pentru mine au o semnificație deosebită. Mie îmi pare rău să văd distrugerea lor. Mie mi se rupe inima să văd Bibliile folosite, cumpărate vechi, rupte la bucată și trimise și vândute la pagină ca să faci bani. Și dacă aș avea bani, le-aș cumpăra pe toate ca să le pun împreună și să le păstrăm, să vadă. Aceste documente au o istoricitate foarte veche. Am manuscrise care sunt scrise în ebraică. Am Tora, care sunt scrise la mână, cu o migăleală pe piei de vacă sau de miei. Am manuscrise scrise cu mâna la 1260, 1260, în care vezi migăleala, aproape că văd transpirația scribilor pe aceste manuscrise. Pentru mine îmi dau o încredere extraordinară, mai ales un iubitor a Scripturii, și când vorbim despre păstrarea cuvântului Dumnezeu, ceea ce au făcut acești oameni ca să ajungă, dacă te uiți în istoria manuscriselor, manuscrisele, primele manuscrise, ceea ce a scris Pavel, se spune că a dispărut în primele 100 de ani, a fost distrus. Pentru că biserica, toate bisericile vroiau să aibă o copie a ceea ce a scris romanilor. Și erau scribi, unul după așa, au început să se copieze. Bă, tu ai făcut, băi, eu am început la a doua copie. Copiază după asta de-a mea. Și avem o serie, mii de copii de-a scribilor, și scribii din primele secole nu erau așa de profesionali cum erau scribii din secolul 8 și 9. Așa din 8 și 9 deja erau profesionali, știau scrie. Dar aia din primii secoli, ne spun cercetătorii, că se vede că nu erau profesioniști. Și ceea ce pe mine mă inspiră aceste manuscrise este această încredere, că cine se apucă să scrie, cine te-ar apuca să te copieze pe tine sau pe mine? Nimeni. Dacă are valoare, copiază. Dacă are, dar mă gândesc eu că acum cred că nu e cine șezi cărțile, dar să mai și copieze. Suntem cam mărunți. Și faptul că au investit în cuvântul lui Dumnezeu, mărturia lor, migala lor, și faptul că ei n-au fost plătiți. Păi era o avere să ai o Biblie într-o biserică din Mediu-Evu. Îți trebuie o turmă. Și toate lucrurile astea îmi întărește credința și îl văd modul în care Dumnezeu lucrează și îmi întărește credința mea în acest Dumnezeu pe care îl iubesc așa de mult. Aveți o chemare și o lucrare pe care o faceți fiecare, și întrebarea mea pentru amândoi este: cum împăcați aceste lucruri? Cum împăcați slujba pastorală cu pasiunea pentru istorie? Cum împăcați medicina și pasiunea pentru istorie și pentru documente? La prima vedere, ai zice că este o legătură destul de bună între teologie și istorie. Nu putem face teologie fără istorie. Nu putem vorbi despre lucrurile care s-au scris fără a privi și în istorie. Dar
În același timp, îmi dau seama că există și un pericol foarte mare. Să trăiești în istorie. L-am întâlnit des, mai ales în bisericile cu istorie. Acum, nu aș vrea să fiu înțeles greșit, ci de multe ori a rămas în istorie. Aud de multe ori expresia asta, mai de mult așa a fost. Dacă așa a fost, așa să fie și acum. Mulți privesc în istorie și vor etalonul ăla să bage cu forța în continuare. Acum, istoria îți arată anumite adevăruri, dar nu înseamnă că dacă cutare a făcut așa, a mers jos din biserică în biserică, în localitate în localitate, și mă rog Domnul să lucrul ăla să fie de luat. Dacă vrei să iei un lucru, du-te pe jos, frate, și evanghelizează din localitate în localitate. Dar ne legăm de anumite lucruri și istoria și teologia de multe ori poate ne încurcă când e vorba de lucrul ăsta. Uneori pe mine mă încurcă istoria. De ce? Pentru că unii privesc în istorie și spun, frate, noi ce se întâmplă în vremurile noastre, nu s-a făcut așa pe vremea mea. Și pe vremea mea s-a făcut așa. Acum, e lupta asta în biserici, istorie versus ce ar trebui să trăim după Scriptură, uneori încurcă. Depinde cu ce ochi critic privești în istorie. Așa că pentru mine, întotdeauna lupta mea, ca și pastor, este să fac un echilibru. Echilibru între cele două aspecte. Nu trebuie să mă focalizez mai mult pe istorie, pentru că pericolul e foarte mare. Mă mărturisesc că am o pasiune așa de mare încât în momentul în care mă apropiu de un document, vorbeam de documente, simplu fapt că pun mâna pe el, simplu fapt parcă îi spune, îi simt mirosul. Deci pentru alții, mirosul de arhivă e un miros detestat. Pentru mine, în momentul când intru într-o arhivă, îmi aduce un apetit. Hai să iau dosarul să caut, să mă uit, să analizez. Când văd că o scris cutare la cutare, deja îmi fură timp. Sunt conștient de lucrul acesta. Și de aceea încerc să văd, nu cumva, timpul pe care l-am, să nu-l aloc pentru a câștiga suflete pentru Hristos, în defavoarea pasiunii mele. Deci, cu alte cuvinte, concluzia la care a ajuns este că noi nu suntem chemați prin cercetarea istorică să reproducem metodele istorice, ci să reproducem lecțiile istoriei. Exact. Și într-un fel ai spus că poate fi o cursă istoria în încercarea de a reproduce metodele lor și să pierzi din vedere istoria pe care poți o scrii astăzi aplicând lecțiile lor, lecțiile vieții lor în prezent. Cum se împacă medicina cu... Eu cred că sunt persoane care pierd realitatea când este vorba de un hobby sau o pasiune. Pasiunea pentru unii îi transpune într-o lume ireală. Și în cazul meu, un lucru pe care l-am înțeles este că trebuie să-mi asigur o stabilitate financiară, o relație cu familia, iar după aia vin manuscrisele și praful de pe ele, după aia vin multe alte lucruri, dar trebuie să existe o realitate, nu le pot schimba, pentru că în cazul meu, orice ce lucru, dacă eu nu aș lucra, n-aș putea, eu nu am sponsori, nici nu accept sponsori, n-am luat bani niciodată pentru lucrare de la nimeni. I-am spus Domnului, Doamne, nu mă pune să cer bani, că nu știu și nici nu vreau. Dacă vrei să-mi dai 2 joburi sau 3 joburi, o să le fac, dar de cerut bani, eu n-am să cer. Și ăsta a fost pactul meu cu Dumnezeu și Dumnezeu, ce crezi? Mi-a dat 2-3 joburi, am lucrat 6 zile cu o zi liberă, mor de obosit. Și ca să pot susțin nu numai familia, dar lucrarea la care sunt implicat. Dar sunt persoane care pierd perspectiva în viață, în modul în care ce este mai important, care sunt...
nu găsesc acum cuvânt în românește, modul în care ar trebui să-ți organizezi și să-l, care sunt lucrurile principale, prioritățile. De prioritățile vieții. Mulți și le pierd și cred că oamenii ăștia au nevoie foarte mare de un ajutor și mărturia noastră în această emisiune. Deci poți să fii medic și să scrii istorie? Și poți în timpul liber, nu că în da. Timpul... în timpul liber, gardă. Da. Când ești în gardă, în gardă, da. Ce are de câștigat biserica atunci când redescoperă istoria? Ce are de câștigat? Foarte mult. Extrem. Pentru că este o asigurare. Adică, hai să ne uităm la în Scripturi. Când ne uităm din punct de vedere istoric la existența lui Iisus Hristos, la mărturia apostolilor, la evidențele pe care le găsim în istorie, scrierile despre apostol, scrierile despre Iisus Hristos și martirajul confirmă credința înaintașilor noștri, ne confirmă că oamenii ăștia au fost oameni credinței care au ajuns până în zilele noastre. Așa cum spuneam înainte, noi nu copiem istoria și nu devenim o mașină de copia care copiem același lucru, dar ne inspiră viețile lor care ne face să ne adaptăm nevoilor zilor noastre. Pentru că dacă ești un istoric, vezi că în fiecare epocă creștinismul a trebuit să se ajusteze, să se adapte la noi situații și noi probleme social, culturale, politice și mai departe. Dar, în esență, au rămas aceiași bazați și cu picioarele bine stabiliți în adevărul evanghelic. Deci un adevărat istoric sau o adevărată cercetare istorică inspiră comunitatea creștină, biserica, și în același timp o adevărată cercetare istorică învață biserica în ceea ce privește nevoia de a contextualiza mesajul creștin în fiecare perioadă, cine ne menține doar în istorie și cine cercetează istoria doar pentru a rămâne cramponat acolo în istorie, atunci, de fapt, nu a cercetat suficient de bine istoria. Și la ce ne ajută cercetarea istorică biserica? Ce ajută? Așa cum zicea și fratele Caius, e foarte interesant să privești în istorie și când vezi atâția oameni care au fost gata să moară, să-și sacrifice ceea ce aveau. Când s-au construit bisericile, n-au pus mâna pe o scrisoare, pe un telefon, au sunat în America, frate, trimite-ne și nouă niște bani, vrem să construim o biserică. Au zis, în buzunarul nostru trebuie să găsim. Au vândut vacă, care vacă era o sursă, atât poate de lapte, care era, aducea hrană la familie. Au pus, măi, ce putem vinde? Au vândut un anumit teren, au vândut ceva. Nu aveau banii, nu au căzut de undeva. Și când privim la atâtea clădiri care s-au construit, îți dai seama de sacrificiul lor. Îți dai seama de ce au fost gata să facă. Când ești gata să faci un sacrificiu? Când nu crezi în acel lucru? Când te uiți? Vorbind de sacrificiu, bunicul meu la 1935 n-aveau biserică și nu se construiau biserici. Și a construit un grajd. Și cu toate că avea grajd. Și a construit un grajd în fața autorităților ca să aducă pe credincioșii satului să în grajdul ăla să se închine Domnului duminica. Mai târziu a devenit casă de rugăciune. Dar au găsit soluții. Vezi, istoria te învață, că și el a învățat de la alții ce s-a făcut și cum s-au istoria martirilor și mai departe. Istoria îți dă niște repere la ceea ce creștinismul și creștinii s-au adaptat și modul în care Duhul Sfânt, pentru că vorbim de prezența Duhului Sfânt, de iluminare, de învățătură și mai departe, modul în care Duhul Sfânt a inspirat pe credincioși din diferite viacuri să se adapte nevoilor comunităților în care au fost. E fenomenal. Pe mine numai asta mă face să... cum Duhul Sfânt face lucrul ăsta să fie bine și ca cât mai mulți să fie câștigați pentru Evanghelia lui Hristos. Indiferent de perioadă, ce iertare, mă uit, în primul rând a fost casa lor. Dacă au primit Evanghelia, n-au spus, măi, hai să văd unde putem să ne adunăm. Care ar fi locația cea mai bună? Locația cea mai bună, știți unde a fost? Casa lor. Casa lor. Familia a fost
locul în care s-a adunat biserica. Indiferent de ce localitate vorbim, familia. Impresionat să vezi că au fost gata să spună, măi, familie, în casa noastră va fi locul în care Hristos va veni și ne vom strânge. Când vezi toate lucrurile astea pentru mine, și văd că mai sunt și alte persoane care îmbrățișează aceleași lucruri, pentru mine dau elan ca într-o lume în care parcă totul îți spune renunță, n-are rost să continui, când te uiți la astfel de lucruri, spui, mă, cred că n-am făcut suficient încă. Nu este suficient. Dar vreau să vă întreb, mai avem doar câteva minute, cum am putea să evităm idolatrizarea celor care au trăit în istorie? Pentru că adeseori, chiar dacă nu sunt persoane, i-au plecat la Domnul, nu mai sunt fizic cu noi, dar s-ar putea să fim, să ajungem într-o formă de idolatrie. Cum am putea să evităm lucrul acesta? De obicei, în părerea mea, oamenii își ajung să fie idolatrizați de persoane ignorante, necitite, needucate, care au văzut ceva și se atacă de o istorie care ei nu o cunosc și chiar n-au înțeles-o. Și de ce spun asta? Am avut ocazia să vorbesc cu persoane despre, fără să dau nume, din istoria noastră baptistă. Eu am cunoscut personal, am fost binecuvântat să cunosc pe Hodoroabă, pe Alexa, pe fratele Pit Popovici, deci bătrânii, Dumitru Baban, înaintașul credinței în Dobrogea. Am ajuns să cunosc foarte mulți. Și când aud pe cineva să-mi spună mie de aceste persoane niște lucruri care în caracterul lor n-au fost și n-au fost chiar așa, o descriere aparentă, știi? Atunci te întreb, măi, oamenii ăștia chiar au cunoscut vreodată pe omul ăsta? Au înțeles vreodată ce a încercat omul ăsta, sacrificiul oamenilor ăștia? Păi Alexa Popovici, dacă tu îi asculti povestea, în primul rând că a fost o minte extraordinară, mă întâlnesc cu el la Chicago, nu la Cleveland, și mă întreabă, cum te cheamă? Obiada. Oh, îl știu, Roma, de la Zolt. Tu unde știi Zolt? Cine știe Zolt? Nimeni n-a auzit de Zolt. Și ăsta îmi spune deodată, da, îl știu pe bunicul tău, știi? Un om zice, oh, stai așa, că bunicătul e Dumitru, a fost studentul meu și am avut relații. Deci omul ăsta a fost, dacă te uiți la istoria lui, a fost un om foarte umblat, foarte dedicat lucrării să ajute să întărească lucrarea și să educe pe noi lucrători în Evanghelie. Băi, am cunoscut personal, nu l-am făcut ca un idol, dar sunt persoane care iau câte un caracter din ăsta și îl pun acolo sus pe undeva, știi? Și mulți din ăștia personal cred că nu cunosc, n-au înțeles și păcat de pierderea sa de timp. Dacă mai vrei să dau ceva, Daniel, aici sau... Doar scurt, nu cred că ar trebui să-i punem în tablouri agățați pe pereți și să spunem avem și noi sfinții, sunt nu știu care. Cred că în momentul de față nu suntem în postura în care încă să avem, să idolatrizăm astfel de persoane, ci mai mult aș merge pe extrema cealaltă, să-i denigrăm. Noi suntem, poate biserica tradițională încearcă să-i ridice în slăvi, noi nu știm cum să-i băgăm mai în pământ. De ce? Pentru că de multe ori privim doar la noi. Ne-am obișnuit doar cu noi. Noi suntem buni, restul fost răi. Noi suntem sfinții. Cam și punct. Interesant este că Apostolul Pavel spune în Evrei 13:7, aduceți-vă aminte de mai mari voștri și cei care sunt astăzi și cei care au fost, care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Așa-i. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală pentru ele pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând că și așa ceva nu va fi de niciun folos. De aceea încheiem emisiunea aceasta și vreau să vă aduc aminte că istoria este o lecție. În istorie vedem credincioșia lui Dumnezeu și vedem lecțiile pe care Dumnezeu ni le dă în mod practic prin viața, prin trăirea celor care au fost înaintea noastră. De aceea
să nu ignorăm istoria, ci să mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care El și-a condus poporul său din generație în generație. Vă doresc o seară bună tuturor, la revedere!